Au trecut 5 zile de la turnare, așa că astăzi desfacem cofragul și celul de al doilea picior. Tăiem sârmele. Care au ținut suplimentar cofragul. Desfacem și holciurubule de pe spate. Am desfăcut șuruburile, scoatem panoul. Și lateralele. Rezultatul este foarte bun. Piciorul este compact, este foarte bine. Verificăm să vedem dacă sunt picioarele la același nivel. Punem bolobocul și luăm camera. Și vedem că este bine. Deci picioarele au fost turnate bine, sunt la același nivel, atât pe lungime cât și pe lățime. Acum trebuie să pregătim cofragul pentru turnarea blatului. Aducem scândurile pentru cofrage, o măsurăm și trasăm. Am marcat locul, acum urmează să le tăiem. Prindem între ele scândurile care vor forma cofragul.
Masa este pregătită pentru turnarea betonului. Plasa din fier a fost așezată. Acum trebuie să pregătesc betonul în altă zi, bineînțeles, și să-l turnăm împreună.